Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Șieuț, județul Bistrița, Năsăud, cu prilejul sfințirii noii case parohiale. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Mergând la biserică, ai șansa însănătoșirii sufletești și trupești, a spus părintele mitropolit în cuvântul de învățătură. Domnul a pus mâna și a spus, ești dezlegată de neputința ta. Ne tămădim sufletește la biserică, spovedindu-ne și părintele nostru duhovnic, părintele paroh, prin rugăciunea de dezlegare ne spune nouă că suntem sloboziți de toată neputința noastră, de toată păcătoșenia noastră, de toată suferința noastră sufletească. Lucrul acesta îl facem ori de câte ori ne e greu sufletul, dar în mod special îl facem în posturi. Un creștin bun nu poate rămâne nespovedit în posturi. Sunt multe mijloacele pe care ni le-a lăsat Dumnezeu la îndemână ca să ne facem mai buni în post. Ne abținem de la mâncărurile de dulce, ne rugăm mai mult, mai citim în Sfânta Scriptură, facem milostenie cu cei săraci. Cum știți, Sfântul Sinod, pentru postul acesta, a dat o pastorală în care suntem îndemnați să facem colectă pentru cei săraci. Dar pe lângă toate acestea, în postul Crăciunului ne și spovedim. Ne tămăduim sufletește. După slujbă, mitropolitul Andrei a binecuvântat noua casă parohială, edificată cu sprijinul credincioșilor din localitate, precum și cu sprijinul primăriei comunei Șieuț. Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit pe părintele paroh, iconom Stavrofor. De asemenea, primarul comunei Șieuț a fost distins cu gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, iar fostul edil a primit ordinul Mihai Vodă pentru mireni. A mai fost oferit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar membrii Consiliului și Comitetului Parohial, dar și alți binefăcători, au primit diplome de aleasă cinstire. A fost o zi de primăvară aici la Bistrița, pe Valea Șieului, cu multă, multă lume îmbrăcați în haine frumoase, populare, și înalt preasfințitul ne-a mai dat un imbold pentru ca să ducem mai departe postul Crăciunului, postul Bucuriei, pentru a ne putea bucura apoi de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în peștera Betleemului, dar mai ales în peștera sufletelor noastre. Pentru noi, ziua de astăzi marchează finalul unei importante etape și anume încununarea a 8 ani de muncă. A fost greu, dar iată, am răzbit și am reușit să construim o casă frumoasă. Iar toate acestea s-au făcut datorită bunilor credincioși ce astăzi îmi sunt alături. Dumnezeu, ca un tată bun, le-a lucrat pe toate. A adus oameni buni în jurul meu. Uitați-i, priviți-i și veți vedea că este așa. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul de teologi Sfântul Ierarh Nectarie din Dej. La chinonic, interpretul de muzică populară Alexandru Pugna a interpretat colinde. În cadrul slujbei a fost hirotonit un preot.